dimineața, bun găsit la AS.ro Live astăzi despre tot felul de secrete din fotbal, despre insight-uri, despre transferuri, bani cu un om care se învârte în lumea asta, un winner din debutul în grupa preliminară pentru Euro, impresarul lui Trăgușin, Florin Manea. Bună salut, dimineața. Florine! Am stat un pic pe gânduri, așa că suntem winner după două meciuri ușoare și iese în evidență un fundaș după meciul cu Andorra și Belarus. Da, e bine că am câștigat, e bine că Andorra a făcut egal în Kosovo, ceea ce ne dă o speranță mare. Suntem un punctaj maxim. Eu sper că ne vom califica în sfârșit, după atâția ani din această grupă, nu mi se pare, mi se pare cea mai ușoară grupă care puteam să o avem, iar văd că Național, în ciuda faptului că jocul n-a fost extraordinar, dar am văzut momente bune și până la urmă vreau să spun ceva, rezultatul contează. Degeaba joc frumos și luăm bătaie. Prefer să joc mai urât, să câștigăm. Asta clar. 6 puncte, nu zice nimeni că nu, nu e mulțumit. Nimeni, 6 puncte după 2 meci. Mergem în Kosovo, dacă îi batem acolo pe Kosovo, eu zic că suntem în proporție de 90% calificați. Și nu mai suntem, cum a zis și Modică, locul 4 e al nostru. Nu mai suntem. Da, bine, acum hai să spun ceva. Sunt critici, atâtea critici am văzut. Și eu am avut lucrurile mele de spus la selecție, la... Dar nu am comentat niciodată pe tema jocului. Vreau să îi dăm încredere până la urmă lui Iordănescu. Să-l certăm după ce pierde, dar să-l cerți înainte și când nu pierde, mi se pare un pic deplasat. Deocamdată are 6 puncte, suntem în grafic, că jocul nu este cum am vrea să jucăm ca și... Parcă am jucat și foarte frumos în ultimii 15 ani. Am jucat senzațional. Bun, acum vreo 4-5 ani mi-aduc aminte că ne-am văzut toată într-o emisiune și povesteai că e un jucător foarte tare, Radu Drăgușin, tocmai făcuse pasul la Juventus, atunci avea 16 ani și știu că îmi spuneai, ăsta e alt material față de jucătorii pe care îi aveam atunci ăștia de perspectivă. A trecut timpul și Radu Drăgușin chiar a demonstrat, chiar dacă poate nu așa cum te-ai fi așteptat și tu sau el. Ba nu, eu sunt foarte mulțumit de cum a evoluat. Ți-ai fi dorit să rămână la Juventus? Ce-ar fi dorit și el? Da, poate, dar... Dar are 21 de ani acum, să spunem. Aia zic, e născut 2002. Iar anul acesta a fost de-a dreptul senzațional. Și spuneai de previziunea mea și de Stanciu, am zis. Stanciu tot al meu a fost. Și pe Stanciu tot la 17 ani l-am luat. Și am zis, o să joace la Național, o să fie număr 10. Am ochi așa la jucători și nu prea mă înșel, rar mă înșel la jucători. Drăgușin, ok, nu s-a impus la Juventus la 17-18 ani, e titular la Genoa. Multă lume spune, da mă, dar Serie B, Liga a doua, de fapt nivelul în Serie B, transmitem și noi meciurile pe Antena Play și care sunt. Am urmărit, exact, nivelul este foarte ridicat foarte. În Serie B și pentru, uite, cel mai scump jucător care a plecat vreodată din fotbal românesc, Denis Man, e foarte greu să mai prinde echipa acum, a pierdut-o, deja sunt 2-3 etape când el nu mai prinde titular în Serie B, la Parma, la o echipă mai jos de Genoa. Asta spun că să joci 30 de meciuri sau cât are 31 de meciuri. A lipsit decât 45 de minute când a fost convocat la lot, antrenorul de atunci, Blessing, a vrut să-l odihnească, dar la pauză l-a băgat imediat că era un pic deranj în apărare, iar de atunci a jucat numai 90 de minute, n-a lipsit niciun minut, a început să și marcheze. Ultimul meci cu Regina 1-0 a jucat la 2 zile după ce a jucat cu Naționala, max. A jucat în 6 zile 3 meciuri. Tot ce s-a întâmplat în sezonul ăsta pentru el, inclusiv meciul ăsta de la echipa națională, cifrele pe care le are, duc spre un transfer. Da. Nu? Ne putem aștepta la asta în vară? Da, eu am spus-o. Sunt multe cluburi din Anglia care mă sună, se interesează de el. Nu pot să dau nume pentru că știi cum este. De Liverpool. Da, și un scouter de la Liverpool m-a sunat și mi-a spus că este pe lista lor, că este interesant. Dar de aici până la se face un transfer, e cale lungă. Sunt alte echipe mai interesate, să zic, mai avansate în discuții decât Liverpool. Dar nu este nimic exclus, pentru că și la Liverpool se schimbă generația. Este cotat unul dintre cei mai promițători fundași din lume la vârsta lui, este
normal să fie așa după jocurile disputate și după cifrele care le are, pentru că este cea mai bună apărare din Serie B, are cele mai puține driblinguri contra lui, cele mai multe dueluri aeriene câștigate, cele mai multe pase precise, cele mai multe pase din echipă, deci are un procentaj de 87-88% de pase reușite, în condițiile în care pasează cel mai mult din echipa lui. Deci, spui că e interes de la Liverpool. Multă lume poate zâmbește când aude treaba asta, zice, hai domnule, noi n-am mai avut jucători din Premier League. Nu, o să avem un jucător, Radu, o să fie un jucător care o să joace la echipe foarte mari. Că va fi anul ăsta, că va fi anul următor, eu din nou fac o previziune, va juca în top 5 în Anglia. Pe la ce bani îl cotezi în momentul ăsta? Realist așa, nu? Realist, nu ca impresar. Nu ca impresar, nu, realist. A fost o ofertă, să zicem, nu pot să dau nume, dar un interes mare, în jur la 20-25 de milioane și a fost refuzat. Eu cred că va fi transferul cel mai mare din istoria României. Pentru că noi pe acolo îi avem pe Mutu și 20, Chivu. Mi se pare, 22 sau 23 e Mutu. Mutu și Chivu e un pic mai jos, parcă da, 18, când s-a dus parcă, la Ase Roma, tot 18. Spre 20. Radu, deci, eu zic că dacă mai rămân încă un an în Serie A, se poate transfera peste 40 de milioane liniștit. Deci tu zici că Radu în maxim un an va deveni cel mai scump jucător care a existat vreodată, nu? Cel mai scump jucător român. Transferat. În momentul ăsta el este jucătorul lui Genoa? Da. Genoa a avut o clauză obligatorie de a-l cumpăra de 5.500.000 plus încă 1.800.000 bonusuri, undeva la 6.800.000, 7 milioane și ceva. Și are contract din vară încă 3 ani cu Genoa. Știi ce mă întreb eu? De ce nu l-a păstrat Juventus? Pentru că au mai făcut greșeli. Uite și Romero. Deci, de exemplu, Romero a fost la Juventus, care e fundaș central la Argentina, chiar la Tottenham acum. L-au cumpărat cu 28 de milioane, nu le-a plăcut, l-au dat la Atalanta cu 24 și Atalanta l-a vândut cu 40 în Anglia, la Tottenham. Și între timp a luat și Cupa Mondială. Mai sunt greșeli, mai fac greșeli. Dar e posibil și să se întoarcă la Juventus? Nu. Nu. Ca să se întoarcă la Juventus, Juventus trebuie să-l cumpere de la Genoa, trebuie să fim și noi de acord să ne întoarcem la Juventus. Nu cred că este un scenariu plauzibil. În momentul în care a plecat la Juventus, el a semnat de fapt mai multe contracte și tu ca impresar beneficiezi. Nu, a semnat două. A semnat cu Juventus, cu echipa mare atunci. A semnat la 18 ani cu Juventus, dar juca la Academie la 16 ani, mă scuzi. Și după aia a semnat contractul de prelungire, contractul de senior cu Juventus. Atunci s-au câștigat niște bani. La primul contract nu. Ne poți spune cât? Cât a luat impresarul? A luat mulți impresarul. Nu pot să spun. Plus că am și un... Și eu și Radu avem un acord să nu dezvăluim sume. Pentru că, până la urmă, nu sunt ale importante. Dacă jucătorul e bun, impresarul ia foarte mulți bani. La fel și jucătorul. Așa că să stau să dau sume...